Salutare! Eu nu știu de câte ori ați fost voi în România sau ați venit din România înapoi acasă în Republica Moldova, dar eu deja m-am săturat de hotarul ăsta. Stăm și pierdem timp, pierdem energie, efort, combustibil și nu obținem nimic. Nu avem niciun avantaj, nu avem absolut nimic de câștigat din existența acestei vămi, acestui hotar. Mai mult decât atât, la această vamă s-a făcut, se face și cel mai probabil se va face și pe viitor, multă corupție, multă contrabandă, mult jaf. Și atunci îmi dau întrebarea, tu ce ai de pierdut fără vama de la Prut?